Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale, un nou episod super mega important. După cum probabil vedeți și din titlu, am intrat în Challenger 2. Vă întrebați, băi, dar unde, cum, când, how? Ieri pe live-ul de pe StreamCraft. N-ați fost acolo să vedeți, v-am zis, fac live-uri pe StreamCraft cu Clash Royale. Și probabil fix în momentul ăsta sunt live din nou pe StreamCraft, tot cu Clash Royale. Nu știu exact ce facem, pentru că deja mi-am atins obiectivul să ajung în Challenger 2. Și practic, Challenger 3, nicio șansă. Dar aia e, ce se face, nu e ce se face. Aveți toate detaliile în descriere și în primul comentariu dacă vreți să-mi dați un follow pe StreamCraft și să ne mai auzim pe acolo. Mersi, fain. Luăm 500 like-uri, suntem super mega forță. O să vă arăt azi match-ul, dacă nu cumva l-am deletat sau ceva pe acolo. Oare asta a fost, asta a fost match-ul. Contra la un, bineînțeles, golem, pentru că eu numai așa mă joc contra la golem, ca băieții. Merge minutilii, bun, deschidem chesturile. Gemones, Vagabantă și Rășcălii. Genius. Ok. Astăzi cred că intrăm în gold. Da, intrăm 100% în gold azi, din câte văd. Șansele să pierdem ăsta, nu. Clar, locul 2 minim. La locul 2 cred că ne dă destule puncte încât să intrăm. Unde n-ai mai mult? Avem 1404 și oare ne dă? La locul 2. 52 de puncte. Nu știu sigur, dar în fine. Teoretic astăzi intrăm în gold și intrând astăzi în gold, bam, unde n-ai bai chestia cu sezonul, uite, sezonul se termină mâine, deci o să primim, cred, cel mai slab din gold, nu? Chest. League Rewards, gen ăsta mă gândesc. Nu cred că ne dă mai sus sau habar n-am cum funcționează odată ce noi trecem în următoarea divizie, ne dă, pentru că am avut locul 1, ne dă ăsta. Noi am avut locul 1 în silver, nu știu exact cum funcționează trecerea asta între divizii, dar în fine. Deci asta o să fie probabil pe mâine un episod când deschidem ăla. Goldiano, Fraier Boale și alte zopiuri. Goldiano din nou. Tombstone, Cannon, Vines. Nu e rele. Nu, hai că nu-l pun ăsta, de fapt că-l pun mai spre seară. Dacă îi dau acum nu iau pont. Zopiche, e bun Zopiche. Potterul, Arrows și Infernotar. Bă, măcar o trupă de Porsche. În fine, card collector, mai avem un pic de așteptat și ăla, n-avem ceva de cumpărat pe aici, nu prea. Am înțeles. Trebuie să cerem niște porcuri. Hitsu. Bam. Bun, ideea e că, sincer, nu mă interesează tare mult să rămân în Challenger 2, doar ca să-mi arate aici. Sezonul trecut a fost în Challenger 2, adică mă doar la șlap. Și practic o să continuăm să... Teoretic pușăm dacă se poate, dacă nu, nu, picăm din Challenger 2 și ne întoarcem înapoi în Challenger 1 unde avem locul asigurat. Bun, am 110 gemuri, o să facem și niște clasic Challenger probabil în timpul ăsta. Chiar am putea să dăm acum unul. M-am zis că la clasic Challenger joacă băieții cu tot felul de decuri ciudate, așa că... Battle! A, trebuie să vă arăt match-ul, am uitat. Ok, o să vă arăt după match-ul ăsta. Cum am intrat în Challenger 2, că practic ăsta e match-ul cum ies din Challenger 2, deci, nu. Două evenimente mari și tări. Aici, deja în Challenger 2, nu mai merge în șmecherie, adică băieții e maxați până la Bucifales. Singura, nu, chestie maxată pe aici, din ce am observat, este legendara și epica. În rest, pe blanau băieții. Și orice am observat, oare moare? Nu cred că moare am vrut să zic curva aia, dar noroc că stream din ăla PG-13 din alea. Păi ești prost? Aia nu a murit frate, să moară Fanina. A, și nici măcar nu l-am tras pe ăla. Ok, totul a mers perfect până în punctul acesta. Exact cum am calculat. Giant-ul ăsta nu știu când o să primească nerf, că mi se pare ultra legendar de mega fucking OP. Părerea mea. Toate cărțile ar trebui să primească în nerf, să nu existe carte cu peste 3500 HP. Atunci ar fi, nu, cât de cât corect. Uitați-vă și voi, o pus un Giant și mi-o spart aproape King Tower-ul, când, nu știu, nu mi se pare ok. De asta urăsc și Golemul, de asta urăsc și Lava Hound-ul, pentru că sunt cărți care au exagerat de mult HP, nu neapărat că sunt mega tari, dar frate, când ai 7 milioane HP, dă-mă dreacu. Nici n-am să mai dau poison-ul acolo. Fireball-ul clar, minim level 9. Minim level 10, am vrut să zic, stai că
Level 9 nu prea există pe aici. Părare. Mai bagă un giant și eu ce fac? Suflu un flișcoi. Eu oricum știam că n-o să pot să mă mențin în Challenger 2. Adică abia am intrat în Challenger 2. Sezonul trecut o mers, e așa ni. Sau acum două sezoane, nici mai știu. N-am ajuns la 4445. Uitați-vă și voi cum merge treaba aici, adică e bătălie de joc. Și acum dă probabil un fireball, că l-are de level mare și hau. Adevărat? Adevărat. Mai bagă un giant și eu ce-i fac? Numai că îl trag pe King Tower. Ah, încă unul din asta, deci are și oglindă. Și uite, așa este în Challenger 2. Bine, Challenger 2, Challenger nu, că e cam același lucru aici. În punctul ăsta. Bun. Uite. Fireball de 11. Rahat de 11, frate. Niște hărți absolut imense. No. Să te menții în Challenger 2, trebuie să ai cel puțin un deck. No. Și cum zic. E ok, frate, na. Ce să faci? N-ai ce să faci. Bun, hai să vărăm match-ul. Cu golemaina. Parcă aici o pus direct pompa jos. Dacă bine ții minte. Și am dat poison sau ceva, nu mai știu. N-aveam poison-ul sau? Ba, aveam poison-ul. Puteam să dau direct poison. Bine, aici deja știam 90% sigur că are ori Lava Hound, ori Golemaina. Dar nu știam exact ce. Tot așteptam. Parcă aici o băga Golemul, dacă bine ținte. Îl pune aici în spate, pe partea stângă. Da, așa a fost. Giovanni. Și aici știu clar că trebuie să fac defense la maxim pe partea asta. Dau după aia o tornadă. Bun. Cred că am pus și poison, dacă bine țin minte. Aici ar trebui să pun poison. L-am pus. Cum să nu pun dacă am pus? Știutam că am pus. Bun. Am jucat-o super bine aici. Puteam să iau damage și de la solo vostru și de la ciorogâr la mare, dacă nu-l puneam pe ăsta. Nu știu dacă mori de la poison sau de la tower. Poate ricea doi. Bun, aici o să dau fătărău cu înghețată și graveyard. Mamă, ce memorie am să nebunească. Da, aici m-am panicat, am zis, bă, nu o să mai dea graveyard, dar până la urmă o dat. Și am spart și pompa aproape de tot. Uite-l pe ăla, vezi, ăla e MVP, ăla e Barossano. I-am dat extrem de mult damage. Și nu mă așteptam, gen, că au fost graveyard un curugol, practic. Partea bună e că nu și-a putut activa King Tower-ul. Mie poate că dacă se chinuia un pic că reușea. Dar a avut și pompa acolo și mă gândesc că el a vrut să proteze pompa și de-aia a dat tornada acolo. Aici din nou fac un defend mega. Am avut doi bowler la un moment dat. Trebuie să mai pun unul aici, după ce pun tornada sau goblin. O să mai bag un bowler aici. Să ne bunească vaca. Și știu că aici tot am făcut defend și după aia am dat aici pe partea asta. Cred că knight cu graveyard. Sau goblin cu graveyard, nu mai știu exact. Știu că își pune, oare și-o mai pus pompa, nu mai știu. Aici cred că îl iau. La faza asta. Da. Și uite, așa am câștigat meciul pentru Challenger 2. Contra la fucking Golem. Țin minte că fix contra la Golem am intrat prima dată în Challenger 1. Și cred că și prima dată în Challenger 2 am intrat tot așa. Dacă bine țin minte. Forcul meu, da, băieții? Ceva de donat? Nimic. Battle. Asta o să fie și ultimul batalion. Nu de alta, dar este deja ora 5 și ceva. Și vreau să fac un level și pe Streamcraft, cum am zis. Așa mai scurt, că na. Trebuie să mergem și la Salau. Level 6 pe epică, ești nebun. Mai e cineva pe aici cu level 6 pe epice. În afară de mine. Să nebunesc.
Du-te, scuipă pe proastă. Bineînțeles, rarele aici, fraților, nu știu. Eu chiar nu-mi dau seama cum maxează așa. Rarele, gen, chiar bagă în continuu bani oameni sau ce dracu. Adică, frate, ok. Odată pe nașpa cu click-ul. Gen, mie mi se pare super greu să maxez o rară. Adică, totuși, n-am nici pe aproape să fie max la rară. Ok, giant. E bine că e giant, pentru că putea să fie prietenul meu golem, știi? Și la golem nu ne place, dar la giant mai merge așa ni. Nu vreau să dea hit, e cât posibil. Nu știu dacă o merita să mai fac ăsta, că dea probabil un hit maxim, două. Giant-ul ce la fodder. Și practic ăsta e și match cu care, nu, aș putea să intru din nou în Challenger 2. Nu că ar mai avea vreo relevanță acum, practic. Trebuie să-l pun mai în față un pic. Pentru că o să suprească ziua după și după aceea să lângă tower ca prostul din sat. Nu? Ok, hai că e bine. E bine, nu e rău. Dăm un poisonac aici și așa. Trebuie să țin minte de fiecare dată când dau graveyard-ul că fătărău are Goblin Gang. Are 5 gang-ul și nu e pont. Probabil că dă aici. Uite bă, că dat aici. 5 gang-ul. Balon de 7 ca băieții și regi. Ce să mai zici, frate meu. Solovăstru! Prostea! Baloane! Ca mei teneșii. Hai că totul a ieșit bine până la urmă, oarecum. Dar e clar, un Rage plus un Giant plus balon și se duce șmecheria. Noroc că nu-și face combo cum trebuie din câte văd. Băjatul. E clar, ăsta îl păstrez numai pentru balon. Dacă mai apuc acum aici sau... Au. Fireball așa-ni, aș zice. Chiar cel mai bun și cred că l-am bătut. Și uite că am intrat și pe video în Challenger 2. Deci nu mai trebuia nici să vă arăt. Bine, oricum vei ascăs Challenger 2. Dar am reintrat în Challenger 2. Nebunie, nebunie, mamă. Sărbătoare, sărbătoare. Libuci Nedera. I-am dat ăsta la Libuci. I-am dat-o la Libuci de o sărită Mocili. Mamă, nu-mi vine să cred un Challenger 2. Holy shit. La 4159 mă dă. Ce-am vrut să văd? Recordul. 4318, a. Aia. E bine. Da. Bun. Să văd dacă mi-am făcut upgrade la clan, că pe mine m-a arătat tot în Challenger 1. Bun. Not bad. Mai am un pic și l-ajung pe Vladip. Așa, puțin tăr. Da. Cam asta a fost, fraților, episodul. Din nou, sunt live pe Streamcraft în momentul în care voi vedeți episodul ăsta. Nu știu exact cât timp, o să stau o oră, două, maxim trei. Dar trei, de fapt nici nu știu că ar fi până la 8 și 15 până încep live-ul, până un alta, e 8 jumate. Da, nu o să stau 3 ore, undeva la 2 ore o să stau cam acolo. Mersi fain de vizionare, Challenger 2 pe Legaleo. De aici și mergem doar în jos, garantat. Challenger 3, nicio șansă. Mersi fain încă o dată de vizionare, să aveți o zi super faină. Forță maximă la 1500 like-uri. Nu uitați să dați și un subscribe în cazul în care n-ați făcut-o. Salutare, hau! Partea asta cu subscribe, cred că trebuie să o zic la început, că nici dacă nu se uită până la final. Ana, salut!